La concurs pentru suplinire funcției vacante de vicepreședinte a cursei de anapel BEL s-au depus cererile doi candidați. Și să începem cu domnul Scutirnic Gheorghe, cu o mică biografie a dumnealui, ca să fie cunoscut pentru toți membrii Consiliului. Ultimul a început activitatea în 86, înseamnă în calitate de avocat. Din 90 este judecător, a fost numit judecător la Strie Iedineț. Ulterior, din 95 a fost prin transfer la judecător la Strie Bălț. Reconfirmat în ulterior, a fost numit prin transfer în 96 la Tribunalul Bălț. În 2001 a fost numit până la atingerea plafonului de vârstă. În 2003, domnul Scutirnic a fost confirmat funcție de judecător la Curtea de Apel Bălț. În 2004-2008 a fost și președinte al Curții de Apel Bălț. În 2014 a fost vicepreședinte a Curții de Apel Bălț. În perioada dată a fost decretat cu două diplome de onoare, respectiv în 2015 domnul Gheorghe Scutirnic este veteranul sistemului judiciar. Și a doilea candidat, domnul Talpă Ion, ultimul a început activitatea în 95 în calitate de executor sectoresc, tot deodată a fost și vice-director al direcției BELS, al departamentului de executare a deciziilor judiciare în municipiului BELS. În 2005 a fost numit în funcție de judecător la Strie BELS în perioada de 5 ani. În 2010 a fost reconfirmat până la atingerea plafonului de vârstă. În 2011 a deținut funcție de vicepreședinte a Strie Bălț. Din 2013, ultimul a fost transferat, adică promovat, funcție de judecător la Curtea de Apel Bălț. La moment, ultimul este membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorii. Dacă sunt întrebări la mine, vă stau de acum la candidat la datele care am dat știți. Dacă nu, îi propun de trecem să-i ascultăm candidatul la motivarea. Motivarea care o vă... S-a acceat în funcție de vicepreședinte. Să participe la concurs și viziunea privind ocuparea cu datele care vă arată de părere de marginea raportului. Dacă nu, domnul Scutirnic. Da, mulțumesc, domnul președinte. Să vă ascultăm motivarea. Nu e acasă cu masca, e foarte greu de vorbit cu masca. Am acceptat de a candida pentru al doilea termen de la funcția vacantă de președinte a Colegiului Penal al Curții de Apel și vicepreședinte al Curții de Apel Bălț. Deci, intenționând de a continua buna practică care s-a format în Curtea de Apel Bălț, referitor pe parcursul mai multor ani, de a aduce procesul de justiție cât mai aproape de cetățean. Deci, sunt conștient de faptul că reformele sunt necesare, schimbările sunt obligatorii, este necesar de a le asuma pentru crearea unei justiții independente, care să fie un garant al apărării drepturilor cetățeanului. Deci, cunosc valoarea profesională a colegilor mei, cu care activez de mai mulți ani, este un colectiv sănătos, anume, vorbesc de Colegiul Penal în care activez practic de la etapa inițială a transferării mele, a numirii mele în funcție de judecător al Tribunalului Bălț. Deci, de practic, din 1996 activez doar în domeniul penal. Am activat toată perioada asta și cunoscând deci, valoarea profesională a judecătorilor care activează în acest colegiu, consider că deci, urmează de a continua practicile bune, de formarea unei practici uniforme, de instruire și nu doar prin intermediul Institutului Național de Justiție, însăși chiar și prin activitatea zi de zi, prin ședințele operative care le desfășurăm cu judecătorii Colegiului Penal, discutând
erorile judiciare care se admit la prin care sunt în deciziile Curții Supreme de Justiție, discutăm practici, cauzele complicate care le avem pentru a forma o practică uniformă. Consider că este necesar în acest aspect și de a atenționa și de a forma o practică mai bună referitor la instruirea și personalului instanțelor. De aceea, în perioada cât am fost președinte al Colegiului Penal, deci sunt desemnați judecătorii responsabili de instruirea profesională a grefierilor și asistenților din colegiu. Deci, reieșind din practic lunar, însuși grefierii sau și asistenții își aleg temele care urmează să le studieze împreună cu judecătorul care este desemnat și anual. Judecătorii aceștia nu sunt stabil, însă anual, prin rotație, un judecător prin ordinul președintelui instanței este desemnat responsabil de această instruire a asistenților și judecătorilor. Consider că, la fel, urmează de a continua practica bună de colaborare și cu instanțele de fond. La fel, sunt desemnați prin conform planului de activitate a instanței anual, sunt desemnați judecători coordonatori ai instanțelor de fond, în fiecare instanță de fond are un judecător coordonator care acordă asistența metodică acestor instanțe și totodată și acumulează informații referitor la erorile judiciare care le discutăm la ședințele operative. Când avem ședințele comune cu judecătorii din instanțele de fond. Deci, pe parcursul acestor ani am pledat și voi pleda pentru independența și imparțialitatea judecătorilor, efectuarea actului de justiție cu maximă corectitudine, fără manifestări discriminatorii, asigurând transparența procesului judiciar. Deci, practic, această motivare am formulat-o și candidând la primul termen de, în funcție de vicepreședinte și consider că este actuală și astăzi. Asta e motivarea mea de a candida la funcție. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Da. Înseamnă că hotărârea de a candida la funcția administrativă a fost primită în urma emiterii hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii. În acest sens menționez faptul că hotărârea dată a fost primită în aspirație de a contribui realizarea obiectivelor impuse noilor reforme inițiate în sistemul judecătoriei. Pe perioada activității profesionale am dat dovadă de compatibilitate, responsabilitate. În perioada activității am îndeplinit funcție de ședinte de urmare a Curții de Apel Bălți în scopul inițierii unor proceduri de modificare a legislației penale. Am expediat câteva demersuri în adresa Curții Supreme de Justiție pentru a iniția unele modificări de hotărârea mea, care ar duce la schimbarea esențială a activității Colegiului Penal, în special la examinării cauzelor penale și anume examinarea recursurilor, deoarece în ultimul timp a fost modificată un șir de acte normative care a sporit numărul de dosare în recurs, care este hotărârea. Nu este necesitate, urmează a fi existate unele modificări în această procedură, după cum a fost efectuat și în procedura civilă. La fel, ținând cont de fapt că am activat în calitate de executor judecătoresc, unde a fost inclus și serviciul de probațiune în serviciul dat și am activat în instanța de fond, am intenția pe viitor de a elabora un mecanism de colaborare în acest
între aceste instituții, ținând cont de faptul că apar unele întrebări cât ține de punerea în executare a hotărârilor și la fel legate de procedurile de examinare în instanțele de fond. În principiu, poate că vechimea profesională de administrare nu este atât de vastă, ținând cont de faptul că am îndeplinit funcții de adjunct pe perioade scurte de timp, dar, după părerea mea, la moment, ținând cont de colectivul de vechime, persoanelor din colectiv, consider că accederea în această funcție este anume pe momentul dat, pentru a avea posibilitatea de a mă promova în funcțiile administrative alături de colegii care au vechime mai vastă, ca să am posibilitatea de a colabora și de a conlucra din această funcție. Andrei, da? Spuneți, membrii Consiliului, dacă aveți întrebări față de candidații, știință de ce se întrebări. Nu. Deci noi să rămânem în partea individuală, da? Când îmi sunați candidații, eu vă rog să acceptați hotărârea. Și să mă rog oricare n-ar fi bine, am zis după Se propune președintele Republicii Moldova numirea domnului Ion Talpă în funcție de vicepreședintele Consiliului Europeu și în termen de 4 ani, spune poate fi contestat între 10 zile la Iapiel, cred că, da? Deci, domnul, pot să vă anunț că domnul Talpă a câștigat cu 9 puncte. Diferența față de domnul Scuternic. Deci, ați venit cu o mașină și sper că ați vă duceți cu o mașină. Fără nicio problemă. Ceasă de mașină, da? Altfel nu poate. Domnul Talpă v-a fericit, domnul Scuternic, concursul e concurs. Mulțumim că ați participat la acest concurs. Da, ați dat bună acest concurs. La revedere, domnul Scuternic.